Gloria își confirmă statutul de echipă a surprizelor, fie ele plăcute sau mai puțin plăcute. Aseară, buzoienii au dat peste cap calculele hârtiei și ale pariorilor, reușind să obțină 3 puncte chiar pe Ilie Oană, fieful Petrolului Ploiești. Petrolul a trecut de două ori pe lângă deschiderea scorului în primele 10 minute ale meciului. Doar intervențiile salutare ale lui Stoian au menținut Gloria în joc. Petrolul a continuat să preseze și și-a creat alte șanse clare de gol în timp ce Gloria nu a existat în atac. Buzoienii au punctat o singură dată în prima repriză, dar doar la capitolul spectacol, atunci când Chipirliu a reușit un slalom printre trei adversari, dar acțiunea nu a fost finalizată. Buzoienii au dat lovitura la doar câteva minute de la reluare, o fază blitz pornită de la o degajare lungă a lui Stoian, continuată de o deviere excelentă a lui Valia Alexandru și finalizată de Valentin Munteanu, a paralizat apărarea gazdelor. Gol! Gol! Gloria! Minutul 49, unii ratează, ceilalți marchează. Ce bine a prelungit, da. S-a lăsat acolo Cioinac, l-a ținut la spate, cum se spune, pe Cioinac. Și finalizează perfect. Imediat după reușită, Gloria a reușit să închidă meciul, arătând poate prima oară în acest sezon ca o echipă matură. Iureșul Petrolului nu s-a mai produs, astfel că tribunele au scandat la unison demisia la adresa lui Flaviu Stoican. După acest insucces, ploieștenii coboară pe locul 4 în clasament și se îndepărtează puțin de podium. De partea cealaltă, Gloria Buzău termină turul de campionat pe poziția a 8-a cu 26 de puncte și se pregătește de un retur de foc, unde va primi vizita echipelor UTA, Rapid, Turis, FC Argeș sau Petrolul, grupări favorite la accederea în prima ligă.